Ministrul Educației Ligia Deca vorbește de un efort susținut, dar comun, al tuturor celor care pot sprijini la formarea unui elev. Ea se referă atât la familie, societate, cât și la autoritățile locale. Mi se pare foarte important ca toți elevii să finalizeze numărul de ani de învățământ obligatoriu, pentru că asta îi va pregăti pentru ce înseamnă economia de mâine. Tant și fac apel atât către familii, cât și către autoritățile publice locale, să lucreze împreună pentru ca toți copiii să parcurgă anii de școală obligatorii. Asta le va garanta un viitor și lor și nouă ca societate. Ligia Deca vorbește despre programe de reintegrare care vin în sprijinul acestor tineri ce nu au o viziune clară asupra întregii perioade cât vor să studieze.